Seara trecută, o tânără în vârstă de 21 de ani a fost înjunghiată cu un obiect ascuțit chiar de partenerul său. Din surse proprii, motivul pentru care s-a ajuns la tentativa de omor a fost gelozia cei doi tineri erau un concubinaș și avea un copil în vârstă de un an și trei luni. Tânăra a plecat în Anglia la muncă și a lăsat copilul minor în custodia concubinului și a mamei acestuia. În urma plecării acesteia, tânărul în vârstă de 27 de ani a declarat că a plecat voluntar de acasă. La ora 16 și 12 minute am fost anunțați pe 112 pentru o plagă înjunghiată la o tânără de 22 de ani din localitatea Breznița de Motru. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical de la Strehaia cu asistent. Colegii mei au găsit o tânără cu multiple plăgi înjunghiate, laterocervical stâng, hemitorace anterior drept și abdomen. Pacienta era conștientă, cooperantă, i s-au acordat primele îngrijiri medicale, a fost preluată pe timpul transportului de o ambulanță cu medic și transportată la unitatea de primiri urgenție Turnul Severin pentru îngrijiri de specialitate. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale din cauza sângelui pe care l-a pierdut. În această seară, poliția orașului Strehaia a fost sesizată cu privire la faptul că o tânără de 21 de ani din localitatea Brezința Motru a fost lovită cu un obiect tăietor înțepător de un bărbat de 27 de ani din aceeași localitate. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției care a efectuat cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de prime tribunalul Mehedinți. Victima a fost transportată la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Bănuitul se află în custodia polițiștilor. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii unei tentative la infracțiune de omor, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.